Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Alături de mine în această ediție domnul deputat PNL Gabriel Avrămescu. Domnule Avrămescu, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Nu ne-am văzut de multă vreme, așa că o să avem multe de povestit. Ce faceți în vacanță? Cum e? A început vacanța parlamentară, nu? Într-adevăr, a început vacanța parlamentară. A fost o sesiune pentru noi plină de realizări. În perioada aceasta, la începutul vacanței, o să plec cu familia, măcar în perioada asta să avem parte de un concediu. Apoi, din luna august, o să încep să mă ocup un pic de niște priorități legislative, pentru că am fost desemnat în interiorul partidului să mă ocup de o zonă, astfel încât în sesiunea din toamnă să vin cu o serie de proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea legislației în zona administrației publice. Interesant. Aveți experiență, sunteți priceput. Ce credeți că ar trebui schimbat în această zonă? În primul rând, așa cum am spus încă din campania din 2020, una dintre prioritățile mele în legislativ va fi reprezentată de modificarea codului administrativ și de îmbunătățirea lui, pentru că e clar că avem un cod administrativ în momentul ăsta care a fost realizat pe repede înainte, în 2019, și este un amalgam de măsuri și de legi vechi sau de traduceri din legislația europeană și puse acolo în acest cod. Și sunt multe chestii care sunt lăsate interpretabile, nu sunt clare, nu sunt tranșate, permit tot felul de interpretări și cred că trebuie clarificate, astfel încât atât autoritățile publice locale, cât și cetățenii să înțeleagă foarte bine ce se dorește cu această legislație. Pe de altă parte, extrem de importantă este reașezarea funcției publice, pentru că aici este o întreagă discuție, discuție care pleacă de la, și aici e acea veche poveste că bugetarii sunt ținuți în spate de cei din mediul privat, că la stat se muncește mai puțin decât la privat. Ori tocmai asta cred că e nevoie de precizat și de transpus în legislație. Partea de evaluare a funcționarilor publici, cum se va face, cum se va realiza ea, în principiu, în momentul ăsta e într-o legislație secundară. Dar cred că trebuie stabilite niște criterii foarte clare în codul administrativ, iar în acest cod să știm clar la ce ne referim, la indicatori de performanță, la obiective. Toate astea trebuie să fie deziderate în orice activitate în zona funcției publice. Nu credeți că veți deranja pe cineva dacă reglementați statutul bugetarilor? Păi mine nu mă interesează să deranjez cetățenii. În primul rând, pe mine mă interesează ca cetățenii să beneficieze de servicii publice de calitate, să beneficieze de servicii publice transparente și în afară de asta să beneficieze de serviciile unor funcționari publici care conștientizează că sunt acolo în interesul cetățenilor, să-și facă treaba astfel încât să ajute cetățenii, nu să-i încurce. Așteptăm cu interes să vedem care vor fi normele pe care le veți institui da, în administrativ. Vom face o serie de propuneri, la fel ele vor fi discutate în coaliție, e normal să avem mai multe puncte de vedere, dar important e ca la sfârșit să iasă o lege bună, să iasă o lege bună astfel încât oamenii să, atunci când au nevoie de serviciile unei autorități publice, să poată să beneficieze de servicii de calitate. A trecut aproape jumătate din mandatul dumneavoastră de deputat. Am văzut că ați întocmit și un raport de activitate. Cum a fost până acum? Da, eu așa am făcut la sfârșitul fiecarei sesiuni parlamentare, pentru că mi se pare normal ca oamenii să știe ce am făcut în aceste 6 luni de activitate. Și mi se pare firesc să știe și ce proiecte legislative am inițiat, ce declarații politice am avut, să știe și ce întrebări am adresat miniștrilor. Pe de altă parte, la fel, au acces la tot ce înseamnă partea de activitate pe comisii. Eu sunt vicepreședinte al Comisiei de Administrație Publică din Camera Deputaților, sunt membru și în Comisia Economică și sunt membru și în Comisia Tineret și Sport. Și tocmai de asta vreau ca oamenii să știe că noi ne-am dus acolo
să facem treabă. Noi nu am să acolo, așa cum vedeam de multe ori în, cu mulți ani în urmă, parlamentarii care mai ațipeau un pic. Nu se mai întâmplă acum? Nu se mai întâmplă. S-au schimbat un pic și generațiile. Colegii mei, mare parte dintre ei sunt tineri și sunt oameni care vin acolo să muncească. Pentru că tocmai asta este problema. Noi ne luptăm cu o imagine veche a legislativului și s-a aruncat această anatemă că dacă ești acolo, clar te duci acolo să dormi sau să te odihnești. Ori nu e așa, iar cel puțin în ultima lună în care am avut și proiecte legislative venite de la guvern care au trebuit să treacă prin comisii și care au trebuit adoptate pentru că reprezentau jaloane în PNRR, a trebuit să le facem pe toate până la 9-10 seara să stăm în comisii ca a doua zi să poată să fie adoptate în plen. Ce vi se pare că ați realizat important în ultima sesiune, așa ca să nu citim tot raportul pe care l-ați întocmit, care a fost cea mai mare realizare pentru dumneavoastră? În primul rând, a trecut de Senat acel proiect de lege privind arderea miriștilor, unde am propus înăsprirea sancțiunilor. Am depus acel proiect care prevedea refolosirea deșeurilor din echipamente electronice și electrocasnice, unde dintr-o scăpare la plen în Senat, el n-a trecut, dar vine în Camera Decizională, unde noi avem majoritate și e susținut de întreaga coaliție. Și tot așa, ce sper să avem în perioada următoare, acest proiect al legii RCA-ului, pentru că acolo e clar nevoie de o reglementare. Pe de altă parte, o lege care mie mi se pare extrem de importantă este aceea prin care s-a reglementat zona de achiziții publice, unde s-au dublat plafoanele atât în zona de achiziții directe, atât pentru bunuri și servicii, cât și pentru lucrări. Pentru că valorile care erau la momentul respectiv erau valori care erau trecute în lege încă din 2016. Ori prețurile din 2016 până acum s-au dublat, ba chiar s-au triplat. Pe de altă parte, aici e o chestiune pe care recunosc, nu prea am avut curaj cei din coaliție să ne o asumăm. Mi se părea normal ca plafoanele să fie un pic mai mari. Pentru că în momentul ăsta, de exemplu la lucrări, 900.000 de lei fără TVA, asta înseamnă undeva la 180.000 de euro. Cu 180.000 de euro, o autoritate locală sau o instituție publică nu prea are ce să facă. Și tocmai de aia cred că ar fi fost benefic un prag un pic mai ridicat, pentru că în Uniunea Europeană, în Portugalia, în Cehia, pragurile sunt și de 1 milion de euro și de 5 milioane de euro. Sunt chestiuni care sunt reglementate într-o directivă europeană și fiecare stat după aia poate să și le transpună. Doar că nouă ne-a lipsit curajul de a le stabili un pic mai sus. În ultima perioadă apare așa o noțiune în rândul populației că PNL se luptă pentru clasa de mijloc, PSD se luptă pentru cei care nu mai pot trăi de pe azi pe mâine. Care este situația concretă? Înțeleg că măsurile care au fost discutate, cele sociale, au fost foarte mult negociate în coaliția de guvernare. Cum vi se par dumneavoastră aceste măsuri? Mai ales că foarte mulți au ironizat la un moment dat acea scădere cu 50 de bani, de fapt 25 de bani din partea statului și 25 de bani din partea companiilor pentru carburant. Aici mi se pare abordarea un pic greșită, pentru că nu se luptă unii pentru unii, alții pentru alt segment. Până la urmă, și unii și alții sunt acolo să ia cele mai bune măsuri pentru români, indiferent că fac parte din categoria de mijloc, indiferent că sunt din grupurile defavorizate sau din grupurile vulnerabile. Interesul este clar să găsim soluții pentru toți românii. Pe de altă parte, și măsurile care se iau, toate aceste măsuri, trebuie să înțelegem un lucru. Se iau într-un context de crize. Crize care vin una după alta. A fost criza sanitară, e criza economică, combinată automat cu criza aceasta umanitară din Ucraina și războiul care a generat toată nenorocirea asta. Pe de altă parte, atunci când vii să faci niște propuneri care afectează
bugetul de stat, trebuie să te raportezi foarte bine la ce ai și la cât îți mai permiți să faci aceste măsuri, pentru că, așa cum vă spuneam, e nevoie să ne uităm la cât strânge statul în momentul ăsta la buget. E ca acasă. Nu pot să cheltuiesc mai mult decât am venituri, salarii sau toate astea. Să trăim pe împrumut înseamnă să împrumutăm viitorul copiilor noștri și viitorul generațiilor noastre. Nu cred că asta ne dorim în momentul ăsta. Pe de altă parte, mai este și aici un curent care a fost creat cu aceste măsuri, cu ridiculizarea acestor măsuri. În momentul în care nu se iau măsuri, nu e bine. Când se iau măsuri, iar nu e bine. Ideea cred e că, să fie măsuri care să aibă și un impact. Cred că ar fi bine. Impactul ăsta trebuie să ne uităm și la ce ne putem permite. Impactul ăsta, atunci când vorbim despre el, să, până la urmă, sunt state în Uniunea Europeană care au luat măsuri, inclusiv plafonare, care s-a dovedit a fi ineficient. În Germania s-a redus TVA-ul. N-a fost eficient. În Franța, la fel, au luat o serie de măsuri. Toate astea, și după aia au revenit, toate astea pentru că nu există un manual de utilizare în situații de criză. Nimeni nu știe treburile astea. A, că sunt niște principii economice, că ne spun economiștii că în criză nu e bine să mărești taxe și impozite, în criză nu e bine să mai faci alte, să iei alte măsuri, asta clar, e firesc. Dar pe de altă parte, e nevoie să ajuți și grupurile defavorizate. E nevoie să acorzi ajutoare pentru pensionari, e nevoie să acorzi ajutoare pentru tineri, pentru grupuri care, până la urmă, tinerii sunt viitorul nostru. Ori dacă nu îi ajutăm acum când își încep viața adevărată, când intră în societate, atunci când? Și tocmai de asta, pachetele astea de măsuri, că sunt măsuri sociale, că sunt măsuri care vin în sprijinul mediului de afaceri, ele trebuie îmbinate. Și, pe de altă parte, fiind două partide care au două fundamente complet diferite din punct de vedere ideologic, până la urmă ele trebuie să întâlnească la mijloc și să-i ajuți și pe unii și pe alții. Pentru că nu poți să ai măsuri sociale fără să ai un mediu de afaceri sănătos și un mediu de afaceri puternic. Și revenind la chestia asta, la măsura asta cu cei 50 de bani, e o măsură care a fost propusă de premier, de domnul Nicolae Ciucă, și într-o săptămână guvernul a reușit să o adopte. Că vorbim despre plafonare. Atunci când vorbim despre plafonare, trebuie să știm și la ce valoare plafonăm. Ce s-a discutat despre valoarea? Știu că s-a discutat plafonarea în coaliție. S-a discutat, dar public eu n-am văzut să discute un preț de referință al acestei plafonări. Tocmai asta e ideea. Și cred că așa e productiv până la urmă. Hai să avem discuțiile astea în coaliție și să nu mai venim să bombardăm românii cu tot felul de informații, să creăm la un moment dat niște speranțe și niște iluzii că, domnule, noi facem, pentru că a trecut vremea în care oamenii mai cred gogoșile pe care le vin la televizor. Și asta un fel de campanie, domnule Avrămescu, nu? Știți da, bine da. Că deja da, ați început campania, să vă pregătiți cu toții campania, pentru alegeri. Campania atunci când o faci, fă-o pe chestiuni corecte. Fă-o pe fundamente corecte. Că e simplu, că și eu, de exemplu, mi-am luat codul fiscal și m-am uitat să văd care sunt acele excepții, că toată lumea vorbește despre excepții. Păi, în momentul ăsta, dacă ne uităm la măsuri fiscale, păi România are TVA-ul, Malta mai are mai puțin ca noi, are 18%, România are 19%, dar adunând toate excepțiile din cod, consolidat TVA-ul la noi este sub 16%. Dacă am aplicat o cotă, am dat deoparte toate excepțiile și am face o medie, are ieșit sub 16%. Au ieșit discuții mari referitoare la modificările fiscale pe care înțeleg că le vom resimți cu toții de la anul, nu? Sau mai repede? O parte dintre ele, cele care vizează, sper să nu greșesc, acciza la tutun și la produsele cu conținut ridicat de zahăr, vor intra în vigoare de la 1 august. Pentru că și aici e o discuție. Pe partea de tutun, era o acciză clară, iar la tutunul acesta încălzit, acele țigări electronice sau
cum le spune, avea altă acciză. Și automat că s-a ridicat valoarea accizei de la acest tutun încălzit la valoarea, la acciza normală. Pe de altă parte, în zona de produse cu conținut ridicat de zahăr. E vorba de băuturi cu conținut ridicat de zahăr. Băuturile cu conținut ridicat de zahăr. Și aici a fost majorat pentru că la nivel european noi nu avem o astfel de prevedere. Iar din punct de vedere al sănătății, România este pe primele locuri la diabet zaharat, este pe primele locuri la boli cardiovasculare și atunci este și o măsură de reducerea presiunii și pe sistemul sanitar sau cel puțin pe cheltuiala publică. Sunt măsuri care sunt luate să armonizeze niște lucruri, pentru că la fel s-a vorbit despre TVA în zona de Horeca. De la 5%... Păi aici voiam să ajungem, că nu cred că deranjează mult de la 5% la 9% acciza pentru tutun, alcool. În 2017 cred că era 19%. Știți că a coborât în pandemie Horeca a avut pierderi imense. Vedem ce se întâmplă anul acesta cu prețurile în sezon estival. Au crescut foarte mult. Ce credeți că se va întâmpla de la anul în condițiile în care... Haideți ca să explicăm cum e pe zona de Horeca. Inițial a fost 19%, a coborât la 9%, după aia la 5%. În ideea de a stimula deschiderea de noi unități de cazare și toate astea. Pe de altă parte, în zona de Horeca, adaosul comercial este 150-200%. La 150-200%, 4% nu cred că înseamnă mult. Așa mi se pare. Pe de altă parte, un produs vândut în zona Horeca, alimentar... Dar cum ați ajuns la concluzia că adaosul este între acele limite? Sunt afișate. Nu generalizăm, nu? Sunt afișate. 150, 200, chiar și 300% sunt adaosuri comerciale. Deci vorbim despre hoteluri și restaurante, da? Pe zona de Horeca, da. După aia, un produs alimentar se vinde în zona de Horeca cu un TVA de 5%, în magazinul alimentar are 9%. Păi atunci, cum facem cu toate excepțiile și cu toate astea? Au reacționat în vreun fel sindicatele din Horeca? Eu să știți că am discutat cu cei din zona de Horeca, cu o parte, nu pot să spun că am vorbit cu toți acum, dar am vorbit cu persoane care au afaceri destul de puternice și de serioase și au spus: da, domnule, 4% pentru noi la un adaos comercial mare nu înseamnă mult. Și asta este clar, că acolo e o zonă în care e acceptat. Până la urmă, trebuie să înțelegem că ăsta este contextul general. În ceea ce privește partea de pandemie, într-adevăr, zona de Horeca a fost extrem de afectată. Tocmai de aceea au fost gândite și acele pachete de sprijin către zona de Horeca, cu capital de lucru și toate care au fost țintite spre zona de Horeca, și știu și în Buzău unități care au, societăți comerciale care au beneficiat de astfel de ajutoare și chiar de ajutoare semnificative. Tocmai de asta poți să ai un echilibru dacă îți dai interesul să-și gestionezi afacerea, că până la urmă depinde cât de bun administrator ești. Și în momentul în care încercăm să eliminăm din ce în ce mai multe excepții, pentru că asta este nenorocirea. Mai vine cineva, mai pune o excepție în codul fiscal. Ori nu cred că asta este normalitatea. Până la urmă trebuie un cadru general ca toată lumea să se încadreze acolo. Ce alte măsuri importante mai sunt prevăzute în aceste modificări? E un întreg set de măsuri și pe partea de taxe locale. Ele... Acum, dacă le luăm să le... Nu avem timp să le discutăm pe toate, putem să stăm câteva ore. Mai scade partea de deduceri de la agricultură și de la construcții. Aici, pe partea de dividende, la fel, e aceea creștere de la 5 la 8%, dar să nu uităm că acolo, inițial, partenerii noștri au solicitat 16% și până la urmă am ajuns la o înțelegere pe 8%. Pentru că și aici 8% totuși nu e 16% și o creștere de 3% a impozitului.
La fel, se diminuează plafonul la micro-întreprinderi de la 1 milion de euro la 500 de mii și mi se pare o chestiune de bun simț ca să existe acel angajat peste tot. Pentru că la noi cam asta a fost. Erau foarte multe societăți care aveau activitate, dar nu aveau niciun angajat, pentru că de cele mai multe ori era administratorul care desfășura activități în cadrul societății. Adică sunt niște chestiuni normale. Și nu sunt, sunt niște lucruri care intră într-o pe un făgaș normal. Până la urmă, trebuie să recunoaștem că în România impozitele nu sunt totuși atât de 1% la micro-întreprinderi, nu cred că e mult. Și acum am discutat cu foarte mulți pe zona asta. 1% sau 3% nu... Cred nu că e nevoie de mulți bani la buget, nu? Este un impozit mare. Este nevoie pentru că trebuie clar sprijinite și măsurile sociale despre care am vorbit, inclusiv plafonările care au fost astă iarnă pe partea de energie. Vor veni probabil, va mai veni un pachet de măsuri pentru iarna ce urmează, dar să nu uităm aspectul cel mai important, investițiile. Pentru că asta așteaptă oamenii. Că vorbim de parte socială, dar noi trebuie să vorbim clar de deblocarea investițiilor și aici noi suntem privilegiați pentru că avem autostrada care va veni. Noi avem norocul ăsta. Este un obiectiv extrem de important în perioada următoare. În afară de asta, sunt investițiile care vor veni pe PNI, pe Angel Salini. Sunt chestiuni care, pentru care trebuie la fel, resurse. Ori, dacă nu reușim să pornim toate aceste investiții, e clar că vor fi probleme după aia în zona economică. Și dacă nu sprijin agenții economici, după aia ai mai puține locuri de muncă, ai mai puține taxe încasate la bugetul de stat. E clar că, până la urmă, toate sunt într-o ecuație, da. Într-o ecuație circulară. Totuși, de ce foarte mulți români se întreabă de ce n-ați ajuns nici acum la un consens vis-a-vis de pensiile speciale, de impozitarea celor salarii și pensii mai mari de o anumită valoare? Se vorbește despre salarii, de exemplu, mai mari decât salariul președintelui României. Nu vă doriți asta, cu toate că înțeleg că a fost dezbătută această temă în coaliție. Ba da, noi chiar cred că din prima sau a doua lună de mandat am votat acea eliminare a pensiilor speciale. Întâmplă? Acolo a fost, din păcate, o eroare procedurală și a picat la Curtea Constituțională. Înțeleg că recomandarea este de o supraimpozitare în zona asta de pensii speciale, dar și aici trebuie să facem o distinție. Una e pensia specială și alta e pensia de serviciu. Dar n-a spus nimeni asta, că nu facem pentru distinție. Că, ideea e să vă referiți la pensii speciale. Mulți vorbesc despre pensiile magistraților. Acolo nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Pensiile militarilor sunt pensii de serviciu. Păi ce facem acolo? Păi nu facem adică, nimic acolo. Adică oamenii ăștia au muncit. Nu putem acum să spunem, într-adevăr, pensiile speciale la parlamentari. Sunt complet de acord să le eliminăm. E normal să elimini că atunci când te-ai dus acolo, nu te-ai dus că vrei pensie specială. Aia e clar. Pe de altă parte, noi susținem principiul contributivității. Asta am spus de la început. Ai contribuit, e normal să ai niște drepturi pe care să le primești la pensie. Vrei o pensie mai mare? Te duci pe pilonul 2, pilonul 3 și îți plătești în timpul vieții active, îți plătești acolo o contribuție pentru o pensie mai mare. Pe de altă parte, că vrem, că nu vrem, va trebui să existe o reformă a pensiilor. Iar principiul fundamental în această reformă a pensiilor va fi principiul contributivității. Pentru că așa este agreat în PNRR și așa va fi făcut. Ce ne facem cu cei mai mulți angajați din România care au salariu minim în cartea de muncă? Aici mai e o chestiune. Și cred că ar trebui să reglementăm și zona asta. Cum reușiți? Că tot munciți pentru că la noi am propus, noi am propus atunci o reducere a contribuțiilor. Ea a rămas undeva în aer și n-a mai mers nimeni în zona asta. Mi se pare normal până la urmă să începem să ne aliniem și noi cu salariul minim la nivel european. Și atunci, crescând un salariu minim,
normal că se elimină un pic din zona asta gri. Pe de altă parte, dacă mai crești salariul minim, trebuie să te uiți și dacă agenții economici mai pot să-l suporte. Pentru că degeaba vorbim noi acum, că e frumos populist să spunem, gata, de mâine facem salariul minim 4.000 de lei. Dar agentul economic poate să-l ducă? Pentru probabil că dacă aici ați scădea din taxele, impozitele plătite pentru salariul minim de către angajator, ar putea. Și aici este o chestiune de nuanță, pentru că atunci când vii să faci o astfel de propunere, orice propunere de acest gen trebuie să aibă în spate un impact bugetar. Până nu vorbim de un impact bugetar clar, atunci nu putem să discutăm. Atunci când a fost discuția de la 25% la 20% cu scăderea cu 5%, atunci bugetul, așa cum era construit, își permitea. În momentul ăsta, orice măsură de genul ăsta, ea trebuie să fie analizată prima oară în Ministerul de Finanțe, care să vină să spună dacă îți mai permiți o astfel de măsură. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva clipe. Continuăm emisiunea de ale Buzoianului cu domnul deputat PNL Gabriel Avrămescu. Domnule deputat, am câteva mesaje pentru dumneavoastră, o să vă rog să răspundeți scurt. Cineva dorește să vă întrebe ce se întâmplă cu pensiile speciale ale primarilor, ce părere aveți, trebuie introduse sau eliminate? Aici este o întreagă discuție. Știu că a fost un proiect al USR-ului pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu există încă o decizie în sensul acesta în coaliție. În momentul în care va fi luată o astfel de decizie, ea va fi anunțată la nivel național de către liderii ambelor partide. O altă întrebare care cred că vă va amuza, dar de altfel cred că ați mai auzit-o până acum. Vă întreabă un telespectator, cum ați reacționat în momentul în care primarul Toma a fost lăudat de președintele Iohannis? Eu n-am auzit să fie lăudat primarul Toma pe persoană fizică, într-adevăr. Ce s-a întâmplat la școala 11, până la urmă e o chestiune care ține de normalitate. În momentul în care avem o școală în care s-au întâmplat niște lucruri, nu trebuie să surprindă pe nimeni, până la urmă acolo trebuie să fim. Eu, de altfel, sunt absolvent al școlii 11. Nu știu dacă primarul Toma e absolvent al școlii numărul 11. Dar de ce nu ați fost prezent acolo? Pentru că nu a fost o acțiune politică. De altfel, nici eu, nici colegul meu senator, noi n-am fost, pentru că totuși președintele, pe Constituție, e un pic în afara zonei politice, iar cei care au participat la acel eveniment sunt persoane care dețin funcții guvernamentale sau funcții în administrație. Și tocmai din asta, de a nu politiza această acțiune, noi, neavând nicio funcție administrativă, așa a fost decizia. Și altcineva vă mai întreabă dacă aveți un proiect pentru buzoieni în mod special. Proiectul pentru buzoieni este, îl reprezintă în primul rând PNL Buzău. Acesta este proiectul cel mai important pe care noi îl construim. Noi, de altfel, i-am și spus, construim Buzău liberal și acesta va fi unul dintre mesajele noastre de campanie pentru următorii 2 ani. Pentru că, așa cum bine știți, PNL Buzău a fost o organizație care nu prea a contat în municipiul Buzău sau în județul Buzău în legislatura anterioară. Ori noi tocmai asta vrem să facem. Vrem să creăm o alternativă, vrem să creăm o soluție în cadrul acestui partid. Până la urmă, e normal ca aici să se regăsească cei 80% sau mare parte din cei 80% care nu au participat la vot. Marea nenorocire a acestui municipiu o reprezintă absența la vot. În momentul în care buzoienii vor ieși la vot, atunci ei trebuie să vadă că în sfârșit am reușit să creăm o alternativă. Asta vreau să fie ceea ce eu pot să ofer buzoienilor și Buzăului în momentul ăsta. O alternativă, o organizație serioasă de oameni dedicați și oameni care pot să facă ceva în orașul nostru. Deci spuneți că oamenii nu ies la vot pentru că n-au alternativă, nu pentru că și-au pierdut încrederea în toată clasa politică. În primul rând, n-a existat alternativă. A doua chestiune, iată ce înseamnă în momentul ăsta când nu ai o poziție în Consiliul Local. Asta se întâmplă. Ajungem la
elemente care se duc în zona autocratică. Opoziție avem, dar majoritatea decide. Opoziție ca să fim acolo să ridicăm trei mâna împotrivă, nu cred că. Au fost amendamente. Pe de altă parte, s-a discutat. Noi tot propunem amendamente, dar sunt respinse pe bandă rulantă, da, știu. Absolut. Și odată a fost și această lipsă de încredere în clasa politică, a preferat, și aici a fost și o chestie de merge și așa, ori iată ce înseamnă când votezi că merge și așa. Și tocmai asta vrem să facem. Care e alternativa, domnule deputat? Alternativa pe care noi o creăm în momentul ăsta, suntem oameni serioși, suntem oameni care au niște cariere în spate. Eu am o carieră administrativă, prefectul județului la fel are o carieră administrativă, domnul senator Pufu are o carieră în zona de media și în zona de afaceri. Și am început să creăm această organizație de tineret, care n-a existat, cu niște oameni extrem de valoroși și extrem de dedicați. Iar aici, în municipiul Buzău, avem pe Andreea Petroșel, care este profesor al liceu HDU și este un om extrem de valoros, este doctor în științe sociale, doctor în educație și este un om care în momentul ăsta poate să reprezinte viitorul în municipiul Buzău și vine să-mi prospăteze clasa politică. Sunt oameni, am dat un exemplu doar pe Andreea, dar toți sunt valoroși. Adică am reușit să creăm un nucleu la tineret de oameni care reprezint. Ba, avem acum la Râmnicu Sărat, am avut alegeri săptămâna aceasta și la fel. Avem o tânără care în perioada de pandemie a fost șefă de centru la Direcția de Protecție a Copilului, un om care a trecut prin niște greutăți. Eu știu ce înseamnă în pandemie să conduci o astfel de instituție. În momentul în care tu ai trecut peste o astfel de criză, e clar că ești un om puternic și poți să oferi ceva comunității. Sunt oameni care n-au așteptat și n-au stat cu mâna întinsă către administrația locală, n-au așteptat pomeni de la unul sau de la altul. Sunt oameni care s-au ridicat pe picioarele lor și tocmai de asta îi apreciez și atât cât pot, eu cel puțin, îi sprijin pentru că ei sunt viitorul nostru. Sunt viitorul nostru și ca partid, sunt viitorul nostru și ca oraș. Este vreuna dintre persoanele pe care le-ați menționat viitorul candidat la primărie? Avem foarte multe variante pentru primărie. N-ați hotărât până acum? Sau aveți așa, ați restrâns cercul de posibili candidați? Haideți să vă spun ce am constatat. Am constatat în ultima vreme că PNL a început să reprezinte în foarte multe comune și foarte multe localități o alternativă extrem de serioasă, ba poate chiar unica soluție. Cum ați constatat acest lucru? Prin sondaje. Și în localități în care stăteam în 6-7%, am ajuns la 30%. Este o creștere extrem de bună pentru noi ca organizație. Pe de altă parte, avem exemplele din administrație pe care le dau primarii noștri. Sunt primari care, unii dintre ei sunt la primul mandat sau alții care au continuat. Cel mai bine este să ne uităm la ce se realizează la Vadu Pașii și aici e un exemplu extrem de bun în condițiile în care Vadu Pașii a fost primar în opoziție în 2017-2020. Și nu a avut sprijin din partea autorității locale. Pe de altă parte, ce se întâmplă la Chioșdu, ce se întâmplă la Calvin, ce se întâmplă la Scutelnici, sunt, și nu-i număr pe toți, pentru că toți sunt oameni care fac treabă acolo unde sunt. Și tocmai de asta, suntem o alternativă serioasă. S-a terminat aia că stai că noi voia suntem... Voia să-mi spuneți de posibilii candidați la primărie. Asta vă spun. În momentul ăsta sunt mai multe variante și eu pot să reprezint o variantă la momentul respectiv. Deci vă doriți nicio problemă să candidați la primărie? Nu excludeți această posibilitate? Nu exclud să candidez la primărie. Cel mai tare îmi doresc să scap Buzăul de acest primar. Asta este cea mai mare realizare pe care o putem face noi dacă vom reuși să scăpăm Buzăul de acest primar. E dorința dumneavoastră personală? Dorința, să vedem ce-și doresc este, Buzoienii este care este dorința veni la mea și nu mi-este frică de acest primar, așa cum unora le e frică. Spuneți-mi care ar fi principalul proiect pentru Buzoieni pe care l-ați avea într-o eventuală campanie electorală care să candidați la primărie.
Dacă aș, dar deocamdată nu candidez. În momentul păi a spus care, că e posibil. În momentul în care o să candidez, în primul rând, e clar, e nevoie de locuri de muncă. E nevoie. Și asta și am spus-o la început. Parc industrial. Buzău nu are parc industrial. Dacă ne uităm în jurul nostru, Slobozia are parc industrial. Ploieștiul are vreo 3 parcuri industriale. Focșaniu își face parc industrial. Galațiu are parc industrial. Peste tot sunt parcuri. Clujul are vreo 5. Oradea are 5. Știți că replica ar fi, avem și noi parc industrial. Da, unde e? Pe platforma metalurgică? Nu, dar trebuie să primiți replica, evident, că nu pot să vă dau eu replică. Da, haide să vă spun, așteptăm o chestiune. Punctul de vedere. Chiar mă bucur că ni se dă replica, până la urmă așa e o normalitate și e firesc să avem puncte de vedere diferite. Sunt unii care nu înțeleg că ai dreptul la opinie. Ori tocmai de asta este democrație. Democrația înseamnă dreptul la opinie. Vor să ne ia dreptul la opinie? Că văd că de ceva vreme și eu și prefectul județului suntem înfierați că avem dreptul la opinie. Cine? De unde? Noi nu mai avem dreptul. Nu știu, am văzut și eu în ultima vreme că ne trebuie un mic îndrumar de cuvinte pe care trebuie să le folosim atunci când ne adresăm către dați replică minunatul, la diverse articole de pe diverse site-uri. Minunatul conducător. Am înțeles. Păi asta ne dorim să avem în Buzău ăsta? Să începem cu stimate tovarășe primar? Eu nu o să fac așa ceva niciodată. Dacă alții au făcut, dacă alții au făcut așa ceva, noi nu o să facem. Dar dacă probabil în zona asta locală se va emite un astfel de drumar de termen... Nu se va emite, stați liniștit, că nu poate fi respectat. Totul este posibil acolo, că dacă atunci când ai majoritate în Consiliul Local, poți să faci și astfel de îndrumar de termen care pot fi folosiți atunci când te adresezi. Sunt niște legi care reglementează totuși. Credeți că mai interesează? Superioare regulamentelor interne din Consilii Locale, dar... Spuneți-mi. Libertatea presei, da. Păi ați văzut că se reanalizează subiectul. Eu vă mai spun o chestiune. Eu sunt conștient că trăim niște vremuri memorabile, ca să zic așa, că suntem contemporani cu cel mai mare constructor și cârmaș din țara asta pe care... Dar nu vreau să fiți ironică, nu vreau să dăm acum drept la replică, pe care, avem puțin timp la dispoziție. Dar nu spun nimic, avem un conducător iubit. Vă spun că asta de ce buzoienii la alegeri? Păi tocmai asta este convingeți-i problema. Tocmai asta este problema. Să vă aleagă. Buzoienii trebuie să iasă în primul rând la vot. Păi trebuie să-i convingeți. Nu trebuie să-l aleagă pe Avramescu, pe Țiclea, pe Pufu sau pe mai știu eu pe cine. Pe cine va candida? Pe Petroșel sau pe altcineva. Nu trebuie. Buzoienii trebuie să iasă în schimb la vot. Dar cum de n-a reușit niciun politician de foarte mulți ani în România să-i convingă pe român să iasă la vot? Eu cred că la ce se întâmplă în momentul ăsta în oraș, cred că buzoienii s-au convins singuri că trebuie să iasă la vot. Că singura alternativă ca lucrurile să intre într-o normalitate este să iasă la vot. O să mai vorbim la alegeri, evident. Vedem ce se întâmplă. N-am absolut nicio problemă, v-am zis. Eu suport orice critică. E firesc, e normal, pentru că cine nu are critici sau cine nu acceptă o critică, n-are ce să caute în zona asta. Nu, dar eu tot îmi doresc să vă văd împreună într-o dezbatere, într-un schimb de replici, așa, în direct. Și nu... eu îmi doresc. Așteptăm momentul acela cu interes. Eu îmi doresc de un an jumate. Dacă ați candidat la primărie, da, unii trebuie să mai aibă și curaj să vină. Poate candidați la primărie. În momentul în care ești învățat să primești întrebările sau ești învățat să... Iar sunt supozițiile dumneavoastră, nu? Să ai totul pe tablă. Eu vă mai spun o chestiune. Presupuneți. Eu vă mai spun o chestiune. Nu e firesc. Și da, o spun și o să o spun în continuare. Nu este firesc să existe campanii de promovare a imaginii unui politician din bani publici. Nu e firesc. La din ce bani, vă referiți? Din banii autorităților locale. Promovarea evenimentelor. Hai să folosim treaba asta în alte scopuri. Hai să mai facem o creșă. Hai să facem bazinul de not. Păi asta vă spuneam, domnule. Bazinul ăla de not. Deveniți primari și o să aveți ocazia să le faceți pe toate. De-abia aștept. Păi să știți, că n-am nicio problemă. Mai avem 2-3 minute la dispoziție, să știți.
Cum ați reacționat în momentul în care domnul Câțu și-a dat demisia? Că vă întreba telespectatorul de cum ați reacționat când domnul Iohannis a venit la Buzău. Nu vă răspundea la telefon, am înțeles, din relația pe care ați avut-o cu domnul Câțu în ultima perioadă. La Florin, că noi așa vorbim. Așa. A fost o chestiune pe care n-am înțeles-o mulți. În 2019, când l-am cunoscut, era omul care răspundea la telefon în orice situație, în orice împrejurare. Apoi a trecut în zona asta de conducerea partidului și deodată omul pe care l-am știut cu toții s-a închis într-o zonă de 4-5 persoane. Oare de ce? Nu știu, poate că sunt și multe probleme care vin și în cazul meu, de exemplu. Nu pot să vorbesc cu 3.000 de membri în fiecare zi pe care are organizația. Dar, în schimb, pot să vorbesc cu președinți de organizații, pot să vorbesc cu primar, pot să vorbesc cu consilier local. Dar întotdeauna răspund la telefon. Că e 12 noaptea, că e 2 dimineața. Bine, asta e și defect profesional, că eu răspundeam la telefon că stăteam cu telefonul lângă mine. Că asta era la 3 dimineața, dacă era o alarmă, trebuia să răspund. Și dacă am apel, sun înapoi. Și n-am putut să răspund. E o chestiune care ține, în primul rând, de o relație umană. Ce s-a întâmplat acum, e normal că în momentul în care ai făcut pasul în spate de acolo, e firesc să faci pasul în spate și aici. Sunt de acord cu unele comentarii, afirmații pe care le face Florin Câțu pe zona economică, pentru că omul e foarte bun în zona asta. E unul dintre cei mai buni specialiști pe zona asta și câteodată trebuie și consultat. În schimb, cred că așa e normal când a venit o altă echipă să faci un pas în lateral, nu în spate. Pentru e că Florin Câțu spuneți. Este un om care face parte dintre profesioniștii partidului. E frumos și aia ce spuneți, doar că domnul Câțu cu câteva minute înainte nu știa că își dă demisia. A aflat de la presă că i-a fost retras sprijinul politic și după aceea și-a dat demisia că n-avea ce face. Știți cum e și chestia asta că a aflat de la presă? Nu a fost luată nicio decizie, nici în BEX, nici în DPN, în forurile de conducere. Asta că sunt supoziții, speculații, e normal. Deci face supoziții, speculații. Face parte din natura... Am mai auzit pe cineva vorbind despre presă în termenii aceștia, domnule Avrămescu. Nu cred că faceți echipă. Da, dar eu n-aduc presă din străinătate ca să-mi fie favorabilă. E și asta o treabă. Doar dacă nu vă transferați dumneavoastră în Germania. Da, nicio șansă. Sau la Chișinău, că la Buzău e o modă la Chișinău. E o modă, ați observat și dumneavoastră, nu? Nu știu ce o fi la Chișinău ăsta acolo, de toată lumea. Mai mult să dai încă 400 sau au fost alocați acum 400 de mii. Iar îl supărați pe domnul Neagu. Știți că l-ați mai supărat odată cu declarațiile acestea. Păi da, asta e realitatea. V-a dat și un răspuns. Dar nu e asta realitatea? Păi v-a dat un răspuns, v-a explicat care e realitatea. Da, cei 400, mai avem un minut și nu pot să de mii, cei 400 de mii de euro s-au dus cumva în județul Buzău sau la Chișinău? Și păi eu spun o realitate. Convins că unde a fost o decizie banii? Greșită, da? Nu, eu spun așa, hai mai întâi să rezolvăm problemele de acasă și după aia putem să ne și plimbăm. Că plimbările astea să fac, am văzut că au fost plecați pe la Luxemburg sau toate astea. Nu sunt cumva pe bani publici? O să întrebăm ce s-a întâmplat acolo, că eu asta am doresc. Politicienii pleacă în diverse întâlniri pentru a descoperi cum e la alții. Am văzut că povestea unii despre transparență. Așa. Păi eu aștept cât a costat concertul Irinei Brimes de la Revelion, nici acum. E atât de transparentă administrația de la Buzău. Mai bine întrebați pe Irina Rimes. Cred că mai repede aflu de acolo decât de la primăria Buzău. Mai am un mesaj pentru dumneavoastră. Vă întreabă cineva, știe domnul deputat că salariile personalului auxiliar nedidactic nu au primit nicio majorare de cel puțin 3 ani și pentru noi s-au scumpit toate. Este un proiect care este pe circuit legislativ. Ce înseamnă asta? Că se va rezolva în câți ani? El intră în procedurile care sunt comisii, partea de amendamente, după aia intră la plen. Știu că chiar Vlad Pufu a făcut o serie de interpelări în zona asta. Pe de altă parte, colegii din Comisia de Educație știu că au avut o astfel de inițiativă pentru personalul auxiliar.
Data viitoare, dacă reușim, domnule deputat, veniți împreună și cu domnul Neagu și cu domnul Toma și vă dați răspunsurile așa în direct, da? Că e cel mai corect. Așa cu doi deodată. Să nu vorbim, da. Păi nu sunteți dumneavoastră capabil să gestionați situația, dar, sunteți, dar nu? Dar nu e nicio... Dar știți ce se întâmplă? Sunt niște chestiuni reale. De ce deranjează adevărul? Păi nu, dar trebuie să avem toate punctele de vedere, că altfel încălcăm niște reguli, știți, că tot vorbim de jurnalism. Eu asta nu înțeleg, dar n-am pronunțat numele nimănui. Am spus doar atât că s-au cheltuit 400.000 de euro. Și trebuie să avem niște dovezi. Păi nu, dreptul la replică să dă de obicei dacă pronunț numele. Ori eu asta am și spus, s-au dat 400.000 de euro. E o situație reală? Da. Este. O să discutăm acest subiect în emisiunea viitoare, probabil și cu punctele de vedere ale celorlalți implicați. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi și vă felicit pentru activitatea din Parlament. E o vacanță în care sper să aveți timp și pentru familie, așa cum am spus, dar să mai veniți și la noi pentru a ne povesti ce pregătiți, da? Cu siguranță. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Seară bună. La revedere.